Bună Scorpion, și bine ai venit la citirea ta pentru luna decembrie. Încep prin a ți ura sărbători binecuvântate alături de cei dragi, pline cu lumină, pace și înțelepciune. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din Zodia Scorpion, cât și pentru cei cu Luna, Ascendentul, Nodul Nord sau multe planete pe astrograma natal în semnul Scorpionului. Și de asemenea, dacă sunteți interesați de cineva cu aspecte marcante pe Scorpion, sunteți bineveniți la această citire. Hai să vedem, dragii mei Scorpioni, voi începe cu o carte de oracol din partea Arhanghelilor, iar apoi o să extrag din oracolul vindecării și apoi analizez relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind pentru luna decembrie. Și dragii mei Scorpioni, aveți așa, wow, arhanghelul Mihail, numărul 4, numărul 6, numărul 10, numere foarte importante pentru voi în luna decembrie, dragii mei Scorpioni. De asemenea, e o lună în care eu cred că o să ajungeți la un echilibru mare, o lună în care o să reușiți să vă stabilizați dintr-un anumit punct de vedere, de asemenea, aceste numere pot reprezenta date care conțin da, numărul 4, numărul 6, numărul 10, pot fi ore, poate fi un număr de la o casă, de la o stradă și așa mai departe. numere după care vă puteți ghida. Culoarea albastru, culoarea alb, culori foarte importante pentru voi în această lună decembrie, în special culoarea albastru. Și culoarea mov, auriu, să zic așa, dar în special culoarea albastru, foarte importantă pentru voi. Modul în care veți comunica o să fie unul impecabil. de aici că o să reușiți, din discuții, să clarificați tot felul de lucruri. Lucruri importante um, pentru voi, ca să spun așa. De asemenea, dragii mei scorpioni, Arhanghelul Mihail este cel care vă ghidează, cel care vă guvernează, cel care vă dă putere în această lună decembrie și este cel căruia îi puteți cere ajutorul. Puteți să-i aprindeți o lumânare, să-i închinați o, o rugăciune, să faceți ceea ce simțiți. Mesajul din partea lui este în felul următor. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o realizare considerabilă pe calea eroului spiritual și meriți să te bucuri necondiționat de starea de invincibilitate divină. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Foarte frumos, dragii mei scorpioni! Se pare că e o lună în care deveniți ca un erou spiritual. O lună în care dobândiți o invincibilitate aparte și asta este foarte, foarte frumos pentru voi. Puteți să vă mențineți în această stare dacă ieșiți și cereți ajutorul arhanghelului Mihail. Bun, dragilor, mergem mai departe cu o carte de oracol de vindecare pentru voi. și aveți sunet binefăcător. Tot a ieșit acest card la mai multe semne zodiacale, să știți. Semn că este o lună, de, o lună decembrie în care sunetele, colindele poate, nu știu, cântecele în general, vor avea un rol extrem de benefic, un rol, un rol vindecător, dacă vreți. Chiar ceva cu totul și cu totul aparte. Poate chiar sunetele pe care noi le scoatem prin cuvinte, eu știu, tonalitatea vocii, da, o să contez foarte mult în luna decembrie. Numărul 30, numărul 3, numere foarte importante pentru voi iarăși în luna decembrie. Un echilibru la care reușiți să ajungeți. Reușiți să vedeți și albul și negru și astfel vă liniștiți, vă echilibrați. Bun, dragii mei scorpioni, foarte frumos până acum. Vă lăsa acest card aici și iarăși culoarea mov. Și culoarea auriu culori foarte importante pentru voi în această lună decembrie. Unii posibil chiar să aveți un mod aparte de a comunica, un mod spiritual, un mod cu totul și cu totul profund vindecător, atât pentru voi, cât și pentru ceilalți și chiar clarificator, aș putea să zic. Bun, mergem mai departe, să vedem relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. A sărit deja o carte și este exact pe ceea ce simți tu în această lună și este o carte pozitivă, o carte frumoasă. Hai să vedem, dragi scorpioni, despre ce este vorba. Situația asul de bâte. Ce gândiți voi? 10 de bâte. Ce simțiți voi deja sărit cartea singură din pachet este un patru de bâte, înseamnă că este un mesaj foarte puternic aici în sufletul vostru. La baza manifestărilor voastre 3 de spade, în exteriorul vostru dragi scorpioni, eremitul, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți diavolul, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți opt de cupe, energia generală este împăratul. Da, un împărat curios, un împărat curios, un împărat care este cu spionajul în fapt Acum, dragii mei scorpioni, aveți trei arcane majore Aveți împăratul, diavolul și cu eremitul Două arcane sunt pe zona exteriorului Deci posibil acolo să se întâmple lucruri de destin, acolo să se întâmple lucruri importante Supra cărora nu prea puteți să interveniți Energia generală, împăratul, îmi spune că este un moment pentru voi, această lună decembrie, în care reușiți să vă impuneți într-o anumită situație printr-un nou mod de a acționa. Împăratul aici, de asemenea, vorbește despre o autoritate, despre zona autorităților care o să aibă un rol foarte, foarte important pe zona relațiilor voastre. De asemenea, văd aici un personaj foarte sigur pe el, asumat, poate e o persoană care conduce, o persoană foarte sigură pe ea, o persoană foarte înrădăcinată în propriile convingeri și care nu se dă cu una, cu două la o parte. E o persoană mai masculină și o persoană foarte curioasă în ceea ce vă privește, și de asemenea o persoană foarte curioasă în ceea ce privește relațiile voastre. Energia generală, asul de băte. Asul de băte vorbește despre un nou început, dragii mei scorpioni, un nou început extraordinar de frumos, stabil, uh, cu o flacără așa care se aprinde. E stabil pentru că este împăratul aici. Acum, pentru unii scorpioni, posibil să aveți ocazia ori să faceți o activitate nouă cu un personaj foarte important din viața voastră, ori să cunoașteți o persoană nouă care să aibă un impact foarte mare asupra modului în care voi relaționați. De asemenea, văd că e posibil să se aprindă o flacără într-o relație din viața voastră, o flacără frumoasă, poate să reprezinte chiar o pasiune, un entuziasm aparte, dar eu tin să cred aici că totuși e ca și cum lucrurile sunt deja hotărâte de undeva. Poate chiar voi ați luat această inițiativă. Ia să vedem, dragii mei, scorpioni, despre ce este vorba. S-a întors o carte. S-a întors o carte undeva. Bun, nu e problemă, o găsim noi. Trebuie să iasă la iveală. După cum spuneam, iar a ieșit și iar s-a ascuns are legătură cu zona familiei, dragii mei scorpioni, poate o nouă activitate într-un grup de oameni sau o nouă activitate cu niște persoane foarte dragi vouă persoane foarte apropiate sufletului vostru și văd aici un final de etapă, ceva, nu știu, parcă se ajunge într-un apogeu, într-un punct înalt, dragii mei scorpioni, într-o într, într zonă cu totul și cu totul aparte pentru voi. Poate se încheie ceva, poate Alții e posibil să se reaprindă o flacără într-o familie, într-o relație, într-o situație. De asemenea, pentru alți scorpion, să știți că e un moment aici în care aveți ocazia să ajungeți într-un punct înalt, într-un grup de oameni și poate chiar să cunoașteți o persoană nouă. Lucrurile se, se stabilizează foarte mult, să știți, în, în relațiile voastre. Lucrurile se clarifică, posibil chiar să se încheie o etapă într-un mod lin, într-un mod echilibrat. Ce gândiți voi? 10 de băte, dragii mei scorpioni. Aici 10 de băte vorbește despre faptul că e o lună pe care o să o simțiți destul de aglomerată, destul de apăsătoare. Poate e o lună aglomerată sau adică aveți mult de lucru sau pentru alții e un anumit element pe care îl duceți aici în spate ca pe o povară. Ia să vedem. Poate avea legătură cu zona medicală, poate avea legătură cu un bărbat blând, iubitor, un bărbat deschis la suflet, un bărbat cu o influență foarte mare asupra voastră. Poate e cazul să ajutați o anumită persoană, dragii mei scorpioni, și de asemenea poate avea legătură cu a clarifica ceva din punct de vedere judiciar. Da? E ceva legat de acte, hârtii, documente, de justiție și de asemenea de un blocaj din care parcă vreți să scăpați. Ceva care va pasă foarte mult mintea, dragii mei scorpioni. E vorba de o alegere pe care e nevoie să o faceți între minte și inimă, și e ca și cum unii e posibil ca alegerea făcută, nu știu, din inimă. Să fie mai apăsătoare pentru voi, să fie o alegere care presupune poate un sacrificiu, iarăși. Și de asemenea, văd o curiozitate ieșită din comun a unei persoane. E o persoană care dorește să se aventureze, o persoană care vrea să uh, se arunce așa cu capul înainte, o persoană care știe foarte bine ce vrea. Nu neapărat o persoană serioasă, cât e o persoană. Uh, mai curajoasă, ca să zic așa. De asemenea, văd aici că poate avea legătură cu o relație secretă, cu ceva secret, cu ceva ascuns, care vi se pare vouă destul de apăsător. Deasupra căruia eu tare timp să cred că luați o atitudine și o decizie destul de radicală. O, parcă vreți să clarificați această situație. În inima voastră patru vă de bâte văd aici o împlinire foarte mare, e ca și cum sunteți într-o zi de sărbătoare. Uh, sufletul vostru să știți că o să fie împlinit. Parcă e un moment în care vreți să vă vedeți mai mult de ceea ce vă place vouă, de ceea ce vă face plăcere, de ceea ce vă relaxează. E ca și cum ați dori aici să trăiți într-o întreagă sărbătoare. Poate chiar în preajma sărbătorilor posibil să fie ceva mai intens aici în jurul vostru. Ceva ce ar putea să aibă legătură și cu personaje care nu știu, sunt foarte puse pe manipulat, pe învârtit, pe... Da? Ia să vedem, dragii mei scorpioni. Poate sunt niște strategii pe care vi le faceți pentru sufletul vostru, pentru a sărbători pentru sufletul vostru. De asemenea, poate discutăm aici despre un bărbat mai rece, mai detașat, un bărbat așezat, un bărbat sigur pe el, care poate poartă uniformă sau lucrează într-o instituție de stat, un bărbat care e foarte bun pe zona aceasta a strategiilor și care ar putea să vă ajute să clarificați, să solidificați anumite lucruri. Bun, de asemenea, dragii mei scorpioni, văd aici o zdruncinare de situație, o dărmare de situație, ceva iarăși ce are legătură cu un trio sau cu o. Petrecere, da, e ca și cum parcă vreți să faceți ordine și disciplină. Poate o să se întâmple într-o zi de sărbătoare, că sunt multe în luna decembrie ceva extrem de profund, extrem de zdruncinător, ceva ca ceva o, o răsturnare de situație care are legătură cu instituție, care are legătură cu uh, niște strategii, da, pe care le puneți la punct și care, nu știu, vă împlinesc foarte mult. E ca și cum s-ar zdruncina ceva într-o instituție sau ceva legat de un bărbat și atunci pentru voi e ca o împlinire toată această poveste, ca o eliberare foarte, foarte mare. De asemenea, o stabilitate mult mai mare, e ca și cum v-ați pregăti să faceți ceva anume. Puneți aici bazele la ceva, dar este ceva total diferit și asupra căruia sunteți foarte bine gândiți. Energia voastră generală, la baza manifestărilor voastre, trei de spade. Trei de spade, vedeți, nu este o carte foarte pozitivă, um, e o carte, așa de vreme rea pentru inimă. Ceva vă dezamăgește, da? ceva nu vă convine aici, totuși acti 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 acțiunile pe care le faceți uh, vin din această stare de mică-mare dezamăgire. Poate are legătură și cu faptul că cineva se însingurează, ca să zic așa. Poate avea legătură cu o persoană care pe care poate voi ați crezut-o stabilă și acum se aruncă așa cu capul înainte. E o persoană care poate se dovedește a fi neserioasă pentru unii scorpioni și atunci acest aspect posibil să nu vă placă. De asemenea, văd un element care apare, un element de noutate care, nu știu, e ca și cum ați căzut la o înțelegere, lucrurile nu se țin sau nu, nu devin stabile. Alții e ca și cum nu, nu vă convine ceva anume și atunci spuneți, domnule, ia să mă aventurez eu puțin, hai să spun lucrurilor pe nume, hai să fac ceea ce simt și să iau o atitudine foarte fermă. Pentru unii poate avea legătură cu acest personaj foarte asumat de aici, împăratul, o persoană care Știe ce vrea, o persoană care își asumă, o persoană care uh, bate cu pumnul în masă și încearcă să își uh, spună propria uh, părere. Da? Și are legătură și cu o aventură, cu ceva. Deci, tot acest aspect vouă nu prea vă convine aici în luna decembrie, și din acest motiv posibil să vă faceți niște strategii, dar foarte bine puse la punct. Care, e adevărat, vă oferă o nouă emoție, vă oferă și o veste bună de împăcare de echilibru pentru inima voastră. În exterior, dragi scorpioni, aveți eremitul eremitul, care este o arcană majoră și care vorbește de multă stabilitate, la fel, dar vorbește și de faptul că în această lună posibil să interacționați mai mult cu persoane mai în vârstă sau persoanele mai în vârstă, persoanele care au o experiență de viață mai mare persoane mai înțelepte, nu neapărat mai în vârstă biologic, iarăși să aibă un rol foarte important. De asemenea, o perioadă din viața voastră în care e posibil, dragi scorpioni, ca anumite relații să se maturizeze, ca cineva să rămână aici singur, singură, să stea, să lumineze, să acționeze, da? Dintr-un anumit punct de vedere. Poate are legătură cu cineva care rămâne singur acasă sau singură acasă, ceva de genul acesta. Și, de asemenea, dragii mei scorpioni, mai văd aici un personaj care vrea să facă un drum către voi. Poate e o persoană de pe zona profesională, pentru unii scorpioni. Pentru alții poate are legătură cu un bărbat care vine de la o distanță mare sau o persoană serioasă, o persoană asumată care este la o distanță mare și care poate influența această persoană mai în vârstă sau persoană mai retrasă de la voi din casă sau de la voi din familie, ca să zic așa. Dar totuși văd că e o persoană aici care se bucură, totuși văd că este cu o împlinire pentru voi, să știți, foarte mare din punct de vedere emoțional. Și acest aspect chiar nu... chiar nu-l văd ca fi negativ. Din contra, repet, e ceva care se maturizează, ceva care ajunge într-un punct mult mai înalt decât vă așteptați voi. Dar, totuși, pentru alții posibil, chiar și atitudinea acestei persoane să nu vă convină, da? să nu vă convină, pentru că e o persoană în egală măsură care cam învârte lucrurile sau sunt persoane care cam învârt lucrurile în, în propria lor favoare. Mai departe, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți diavolul aici, dragii mei scorpioni, văd că. Aveți persoane care ori se simt manipulate, ori persoane cărora le este frică în egală măsură persoane apropiată vouă, aveți grijă, de scorpioni, că sunt personaje care fac tot felul de manipulări care fac tot felul de lucruri mai puțin plăcute, da mai puțin ortodoxe, ca să zic așa, poate e ceva ce are legătură cu un drum, da. Poate e ceva ce are legătură cu o persoană care trebuie să țină în frâu foarte, foarte bine două extreme, două locuri de muncă, casa și zona profesională pentru al scorpioni, poate să fie vorba chiar o persoană care vine de la drum către voi și are așa niște, niște interese foarte bine puse la punct. O persoană care este foarte determinată aici să negocieze ceva, să ajungă într-un punct comun cu voi. Și poate avea legătură de asemenea și cu un copil sau cu o nouă persoană, cu o noutate pe care o aflați în luna decembrie de la o persoană puternică, o persoană care face multe drumuri, o persoană mai solară, o persoană care are foarte multă încredere în el sau în ea. Pentru alții bineînțeles că poate să fie vorba și de zona copiilor și de faptul că aceștia vor încerca să învârtă așa lucrurile încât să le fie și lor bine. Poate discutăm de un suflet pereche, aici iarăși dragii mei scorpioni, un suflet pereche care încearcă pe cât posibil să uh, învârtă lucrurile, să vă țină acolo lângă el sau lângă ea. Acum mai aveți grijă la aceste mici mari manipulări pentru că e o perioadă în care na, chiar ați putea să încheiați o karmă, o perioadă în care lucrurile s-ar putea clarifica. Ce gândiți voi 8 de cupe în luna decembrie? 8 de cupe îmi spune aici că aveți totuși persoane în jurul vostru. Persoane poate mai îndepărtate de casa voastră care ori fizic sunt mai îndepărtate, ori energetic vorbind, da? nu sunt de acolo de la voi din casă care vor să facă un sacrificiu, persoane care vor să lase ceva în urmă, ceva în care s-a investit mult. Poate e vorba de o relație, de o situație, persoane care merg și și caută aici împlinirea. Totuși, văd un sacrificiu pe care cineva îl face, o e ca și cum cineva ar abandona ceva, o relație Iarăși, sacrificiu, sacrificiu. Voi aveți aici persoane care s-ar sacrifica sau care fac sacrificii pentru voi. De asemenea, Drai Scorpioni, are legătură și cu ideea aceasta de, um, de a-și face iluzie, ca și cum cineva și-a făcut tot felul de iluzii și acum vede că lucrurile nu sunt așa și atunci face un sacrificiu, întoarce spatele și își vede frumos de drum. De asemenea, văd tot felul de discuții pe care o să le aveți, da, poate discuții în contradictoriu sau discuții clarificatoare referitor la acest final, referitor la acest lucru care este lăsat deoparte, acest lucru care uh, trebuie abandonat, cum s-ar spune. Și poate avea legătură cu o concurență, da? cu o concurență. Dacă sunteți femeie, poate e vorba de o rivală sau dacă sunteți uh, uh, bărbat, da, atunci uh, poate să fie vorba de uh, un triu aici sau o altă persoană care apare în peisaj, pe zona prietenilor, într-un grup de oameni. Și e adevărat, aici e și cu foarte multă curiozitate. Sunt tot felul de lucruri care se află, care se spun. Dar, repet, pentru cei mai mulți scorpioni, să știți că este o lună decembrie în care reușiți să clarificați ceva, reușiți să încheiați ceva, în egală măsură lucrurile încep să se desfășoare într-o altă ordine, într-un mod cu totul și cu totul diferit și mult mai benefic pentru voi. Bun, dragii mei scorpioni, aceasta a fost citirea voastră pentru luna decembrie. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți o lună decembrie minunată. Vă invit să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu, să vă alăturați acestui canal dacă vreți să-mi susțineți activitatea, iar dacă vreți să faceți un cadou uh, canalului de YouTube Tarot Soare și Lună, noi vă așteptăm cu donații în descrierea videoclipului, dacă simțiți nevoia, dacă se poate, dacă nu, noi suntem aici prezenți și de asemenea uh, ne mulțumim și cu un like și cu o urare de bine, cum simțiți voi, noi, noi apreciem profund, vă iubim și să aveți o lună decembrie cu lumină și pace în suflet.